obține din partea UEFA suma de 550.000 de euro. Cele două formații și-au făcut apariția pe terenul de fotbal Zimbru. Doar online au fost vândute aproape 200 de bilete, ceea ce constituie un record pentru Zimbru Chișinău. Balon care ajunge pe dreapta la Antoniuc. A încercat aceste o pase, mingea ajunge cu noroc la Puntus, șut din colț și noroc pentru Șmalenea, care nu a avut niciun adversar acolo în zona de la 11 metri. O nouă tentativă de a construi pentru Milsami Urhei, pasă pentru Puntus, scapă acesta de marcajul lui Ciopan, care o advers, Puntus pasă pe jos, intervine acolo Arcadie Rusul, blochează practic pe Radu Gânsar. Centrează Patraș, Racu respinge greșit acolo și până la urmă mingea ajunge în brațele lui Emil Timbur. A fost un fault involuntar din partea lui Ștefan Burghiu. Este gata să pună punct primei reprize Andrei Cojucaru. Se întâmplă în aceste clipe. 0-0 este la pauză în duelul dintre Zimbru și Emil Sami. Antoniuc se pregătește să trimită din corner și îl face înalt. Racu cu capul direct în brațele lui Șmalenea. S-a auzit numele Silviu. Dani a cerut mingea, însă portarul Zimbrului a trimis greșit. Aoleu, ce ocazie pentru Milsami în două rânduri de jinar și acum Racu nu au putut să-l învingă pe Șmalenea. Este cea mai mare ocazie de până acum pentru cele două formații, iar Zimbru scapă cu fața curată. Noi să urmărim centrarea lui Strati. Din nou respinge Burghiu, nefericit de această dată Racu și Dijinar reușește să deschide scorul în acest meci. Fundașul Dijinar, după o pasă lui Petru Racu, reușește să înscrie în minutul 71 al meciului. Mai este timp suficient la dispoziție pentru Zimbru, dar să vedem dacă vor avea forță să întoarcă rezultatul sau cel puțin să restabilească egalitatea. Fustul Minci, Răileanu. Ce greșeală elementară a lui Răileanu, Pâsle pasă în centru la Nazar. Șut de la distanța lui Nazar, Șmalenea respinge în față. Este acolo însă Ștefan Burghiu, care rezolvă în fața lui Radu Gânsar. Să uce mingea cât mai aproape de poarta lui Timbur, deocamdată nu reușește. Pasă bună la Dani, șutează Dani! A vizat vinclul, însă a avut noroc Timbur la această fază. O nouă diagonală pentru Ebenezer. În fața sa este Arhiri. Urcă Ebenezer, trece de Arhiri în careul advers, Ebenezer șutează la colțul scurt. Mingea a lovit plasa, dar din lateral. Pasă la Patraș, duel acolo dintre Patraș și Arhiri. Spânu. Centrează Artur Patraș. A fost foarte aproape să-l surprindă pe Emil Timbur, dar din păcate pentru galben-verzi, mingea a trecut pe lângă poartă. Zasavitski a încercat să surprindă defensiva celor de la Zimbru. Gânsar, pasă bună la Istrati, Istrati și este 2-0. Cred că nu se mai pune problema învingătoare din acest meci. Sergiu Istrati reușește în primele secunde ale prelungirilor să ridice scorul la 2-0. Da, și va fi cartonaș roșu. Mai întâi a doilea galben pentru Ebenezer, după care și cartonașul roșu.
după un fault la Sergiu Nazar. Un meci nereușit făcut astăzi de galben vers. S-au scurs și cele 4 minute de prelungiri. Nervii întinși la maxim pentru cele două echipe. Iată, după ce Milsami a obținut toate cele 4 victorii în duelurile din sezonul precedent, echipa orheană se impune și de această dată. Și în aceste clipe centralul pune punct acestui duel. Îi felicităm pe cei de la Orhei cu alte 3 puncte. Milsami este noul lider al diviziei naționale. Formația antrenată de Sergei Dubrovin adună după primele 4 etape 10 puncte. Ea este urmată de FC Bălți cu 7 puncte. Zimbru deocamdată rămâne cu... Я говорил, что будет борьба. Кто выиграет, неизвестно. Ну, выиграли мы. Хотя и соперник играл сегодня неплохо. Сказать, что какие-то преимущества у нас были сильные. Да, где-то были по моментам, по розыгрышам, поэтому, но сказать, что подавляюще нет. Ну, я думаю, была хорошая игра. Обоюда острая с двух сторон. Моменты были и у одной команды, и у другой. Мое мнение, что, в принципе, игра была до первого гола. Кто забил, тот, ну, не 100% выиграл, но имел больше шансов, потому что мы сами забили, они начали больше обороняться. Если бы у нас так было, я думаю, то тоже самое поступили. Второй гол, он уже там вследствие ошибки, хотя и первый тоже после стандартного положения надо было так допускать. Конечно, мы все жалеем, что так получилось, но надо идти вперед, показывать футбол, добиваться результата.